Duminica în care biserica îndeamnă la asumarea crucii și urmarea lui Hristos a fost prilej de comuniune în rugăciune la mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Credincioșii au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pe un podium amenajat în curtea așezământului monahal. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Protoiereu Ion Doru Budeanu, de la Protopopiatul Suceava 1. În prima parte a versetului 34 din capitolul 8 al Evangheliei Sfântului Evanghelist Marcu se spune: și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi. Înseamnă că aceste cuvinte sunt valabile pentru toți cei care s-au hotărât să fie ucenici adevărați ai Mântuitorului, pentru care drumul în lume nu poate fi diferit de cel al Domnului Iisus, drum care duce de la patimă la slavă. Astfel, și aceste cuvinte ale Mântuitorului, care vorbesc despre crucea ucenicului, se sfârșesc și se întregesc prin referirea la venirea slăvită a împărăției lui Dumnezeu. În a doua parte a versetului 34, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, ni se prezintă libertatea alegerii. Înalt preasfințitul Părinte Calinic a amintit la finalul slujbei că în această seară, racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava va fi dusă în procesiune la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, Breaza 1. La orele 17:05 după amiază, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou va pleca puțin în misiune în parohia Breaza din protopopiatul Câmpulung moldovenesc. Așa că cei care veți veni după această oră, vă veți putea închina la un veșmânt al Sfântului pe care îl va așeza Părintele Arhimandrit Valerian Marele Eclesiar în locul raclei. Dar nu va lipsi foarte mult timp, pentru că mâine dimineață, la primele ore, Sfântul va fi din nou așezat pe baldachinul din paraclisul mănăstirii Sfântului Ioan. Delegația care va însoți racla cu Sfintele Moaște va fi condusă de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.